Este un proiect de 1 milion de euro pe măsura 7-2 cu fonduri europene, aproximativ 10 km, și aceasta este ultima stradă unde turnăm al doilea strat de asfalt, strada Mihai Eminescu. Celelalte străzi deja sunt realizate 100%. Mai avem un alt proiect, tot 1 milion de euro, la care lucrează firma Mecan, lucrează în zona satului Scurtești. La nivel de comună putem spune că au fost demarate foarte multe lucrări, începând cu podul de la Vadu Pașii, un pod la Gura Câlnăului. Nu este ceea ce ne-am dorit noi, dar este o soluție mai bună față de ce am avut, de exemplu, acum un an de zile. Încercăm prin toate demersurile să creăm condiții cât mai bune pentru locuitorii comunei, bineînțeles și cu sprijinul instituțiilor abilitate. S-au făcut eforturi susținute în acest mandat al dumneavoastră, în 3 ani. Ați atras foarte multe fonduri europene și în zona de învățământ. Deci este vorba de primul proiect de asfaltare pe fonduri europene, al doilea de canalizare, unde suntem în procedura de licitație, proiect integrat de 1,6 milioane de euro, 1 milion de euro pentru canalizare și 0,6 milioane reabilitare a sistemului de apă, de alimentare cu apă în satul Vadu Pașii. Avem și școala pe care dumneavoastră cred că ați văzut-o. La 1 septembrie sperăm să dăm drumul și copiii să beneficieze de condiții optime în procesul de educație. Mai mult decât atât, veți avea o sală de sport ultramodernă. Da, trebuie să dea cei de la Compania Națională de Investiții. Așteptăm să ne dea ordinul de începere a lucrărilor. S-au făcut toate demersurile, urmează să înceapă lucrarea, sperăm în aproximativ o lună de zile. Ce se va face, vă aflați iarăși în mijlocul proiectului aici la Scurtești? Da, într-adevăr, aici este vorba de o altă firmă, vorba de Mecan Construct. Avem un proiect pe PNDL în valoare de 1 milion de euro și aproximativ 8 km și jumătate de asfalt. Suntem la primul strat, pe strada Frăției, în satul Scurtești. Se lucrează calitativ foarte bine. Într-adevăr, se lucrează bine. Am avut ceva probleme vis-a-vis de intemperiile care au fost în ultima vreme, dar atât timp cât ne permite timpul, lucrările sunt în grafic. Spuneați dumneavoastră de un caz, de cineva care v-a emoționat când a venit și m-a felicitat că poate să-și prime copilul pe asfalt. Da, o satisfacție personală pe care nu ți-o dau nici banii, nici funcțiile, ci pur și simplu ceva din punct de vedere sufletesc, aș putea spune. Mare realizare pentru unul de rând care toată viața a mers din urmai. Asta este și speranța noastră, ca să putem rezolva măcar o parte din problemele care sunt la nivelul comunității pe care o reprezintă în acest moment.